mulțumesc mult de tot pentru invitație. Într-adevăr, această dată de 1 ianuarie 2021, pentru noi, pentru Poșta Română, era o dată pe care o așteptam. Am făcut toate pregătirile aferente acestui moment pe care cu toții îl anticipam că va avea loc de la 1 ianuarie 2021. Această situație particulară a Brexitului are însă o componentă un pic mai largă în ceea ce privește tot ceea ce înseamnă zona de servicii internaționale pe care le furnizează operator poștal, precum Poșta Română, în cazul nostru în România. Zona aceasta a Brexitului a adus într-adevăr niște schimbări, mai ales în contextul în care Poșta Română, în cursul anului 2020, a demarat curse internaționale proprii la nivelul Uniunii Europene. Am reușit să avem curse particulare ale Poștei Române pe zona de Germania, Franța, Italia, vecinii noștri, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia și așa mai departe. Iar una dintre cursele în care am avut foarte mare încredere a fost această cursă de Marea Britanie. Această cursă de Marea Britanie s-a dovedit a fi o cursă foarte eficientă. Am reușit să strângem atât volume mari pe care le prezentau poștele din operatorii poștali din Marea Britanie, dar să și prezentăm trimiteri din România către Marea Britanie. Acum, odată ce a venit acest val al Brexitului, indiferent cât de multe pregătiri faci, inclusiv comportamentul clienților, se vede că este unul bulversat din anumite puncte de vedere. Se vede că în momentul acesta oamenii sunt puși în fața, adică dacă noi ca și instituții cunoaștem modificările propriu-zise care au intervenit și modul în care ne impactează businessul nostru propriu, în ceea ce îi privește pe clienți, cred că aici ar fi trebuit să existe, mai ales la nivelul Marii Britanii, o educare, o pregătire mai largă, mai din timp, a modului în care va fi cu adevărat afectată comportamentul unui cetățean în zona aceasta de trimiteri poștale. Pentru noi, impactul cel mai mare este evident pe zona de colete care vin din Marea Britanie sau care pleacă spre Marea Britanie. Zona de servicii poștale clasice, cum sunt scrisorile, nu sunt afectate în momentul de față. Acolo vorbim despre un cadru legislativ pe care noi, Poșta Română, ca parte a Uniunii Poștale Universale, din care face parte evident și Marea Britanie, avem reglementările prin care reușim să realizăm toate aceste operațiuni foarte, foarte repede și fără multă birocrație. Pentru noi, acum dau puțin din casă, pentru noi este un lucru pozitiv în comparație cu concurenții noștri din România care vor aduce produse din Marea Britanie. De ce? Pentru că acum Poșta Română împreună cu Marea Britanie, făcând parte din Uniunea Poștală Universală, noi avem procedurile noastre de realizare a procedurilor de vămuire mult, mult mai rapid și mult mai eficient. Asta este o caracteristică a operatorilor poștali național, precum suntem și noi Poșta Română. Pe de altă parte, zona de colete, după cum vă spuneam, acolo există un... se simte deja un recul, în sensul în care volumele au scăzut, care sosesc din zona Marii Britanii. Probabil că este primă undă de șoc, însă sunt de părere că în perioada următoare se va reveni la niște valori normale, astfel cum am avut și în trecut. Nu știu dacă la aceeași valoare, dar sunt convins că Marea Britanie, ca și zona de retail online, mai ales pentru clientul român, era o zonă foarte importantă și sunt convins că în continuare va fi o zonă importantă, iar în perioada următoare lucrurile se vor așeza din ce în ce mai, în ce mai bine. Ne-ați spus că aveți un oarecare avantaj în fața concurenței pe relația cu Marea Britanie. Dacă ne puteți da și câteva detalii referitoare la tarife, cum sunt acestea față de concurență? Da, sigur că da. Noi avem acest serviciu propriu, pe care, din păcate, și asta este o chestiune pe care o regret, nu este un serviciu care să fie apărut peste noapte, este un serviciu care s-a dezvoltat în Poșta Română de-a lungul timpului. Mă refer în mod punctual la posibilitatea de a realiza toată procedura de comisionariat vamal prin intermediul Poștei Române. Ce presupune asta? Presupune câteva lucruri foarte simple. O împuternicire adresată Poștei Române, astfel încât în momentul în care sosește un colet din străinătate, fie că vorbim de Marea Britanie, fie că vorbim de China, spre exemplu, Poșta Română te degrevează de tot ceea ce înseamnă prezentarea facturii, prezentarea dovezii transportului, îți realizează calcularea taxelor vamale și aplicarea TVA-ului, îți comunică toate informațiile respective, poți să scapi de tot ce înseamnă interacțiune cu zona vamală doar prin această interacțiune la distanță și avem, evident, incorporat inclusiv serviciul de livrare la ușă.
Ce e foarte interesant este că prețurile pe care noi le practicăm față de concurență sunt unele infime, adică procedura de comisionariat vamal este aproximativ 20 de lei, iar serviciul propriu-zis de a ajunge și până acasă la ușa omului coletul respectiv variază într-adevăr în funcție de particularitățile trimiterii, dar vorbim de o sumă de 15-20 de lei, adică un total de 40 de lei la un produs pe care l-ai cumpărat din străinătate, care a presupus realizarea de formalități vamale, este un tarif foarte scăzut. Concurenții noștri, mai ales cei internaționali, ca să nu le fac reclamă concurenților noștri în discuția cu dumneavoastră, au tarife de aproximativ 3-4 ori mai mari pe același segment al activității. De-aia, pentru noi, acest avantaj este, făcând parte din Uniunea Poștală Universală, avem decontările internaționale mult mai ușoare, mult mai rapide, pe care le realizăm cu partenerii precum Marea Britanie. Avem experiența acumulată în ani de zile pe zona aceasta procedurilor de comisionariat vamal și putem să venim până la urmă foarte bine în sprijinul tuturor clienților noștri, chiar și după această perioadă de Brexit. Foarte pe scurt, o ultimă întrebare. Ceea ce privește VAMA, am aflat că se preconizează o creștere a numărului operatorilor cam cu 15%. În ceea ce vă privește, este nevoie de mai mult personal care să facă toate aceste formalități sau sunteți ok cu ce e acum? Aici m-am spus într-o situație un pic delicată. Noi am avut de-a lungul timpului niște sesizări pe bună dreptate, spre exemplu, pentru cetățenii din București, mai ales, cunosc probabil situația oficiilor poștale 5 și 6 VAMA din București. Oficii, cu privire la care, pe bună dreptate, clienții vin și spun, domne, venim și stăm cu zecile de ore în zile repetate ca să putem să intrăm, să ne ridicăm un colet. Poșta Română e de vină. Eu sunt un partener foarte corect și loial tuturor instituțiilor cu care noi colaborăm. Noi am făcut numeroase solicitări către cei de la VAMA pentru a putea să avem mai mulți operatori împreună cu care să realizăm procedura de eliberare a coletelor care sunt supuse procedurii de vămuire. Noi putem să alocăm de 3 ori, de 4 ori mai mult personal din partea Poștei Române, dar activitatea de eliberare a unui colet din oficiu VAMA nu se poate face decât împreună cu un vameș care realizează componenta de formalități legale. Tocmai de aceea am și venit și am încurajat pe clienții noștri să nu mai opteze pentru ridicarea coletelor din oficiu poștal VAMA și tocmai să ne dea această împuternicire, pentru că împuternicirea despre care vorbeam mai devreme este tocmai cea care te degrevează din zona respectivă a aglomerației. Răspunzându-vă punctual și nu la necesarul de oameni de VAMA pentru oficiile poștale VAMA, unde da, am avea nevoie de ajutorul celor din partea de la ANAF, de la VAMA, să ne pună la dispoziție mai mulți operatori, dar asta este o chestiune instituțională internă a lor. În măsura în care vor avea, sunt convins că ne vor ajuta cu această resursă umană. Punctual pentru resursa umană a Poștei Române dedicată pe zona de birou de schimb internațional, proceduri de vămuire, comisionari vamali, în ciuda faptului că vorbeam, Marea Britanie este o țară din care vin colete relevante, este infim comparativ cu volumele pe care le vedem din zona Chinei, adică vorbim de niște volume incomparabil mai mari. Probabil că vor fi și la noi niște suplimentări de persoane alocate pentru această zonă, dar particularitatea noastră și experiența pe care am acumulat-o până acum nu este că aceste modificări vor fi de natura modifica structural necesarul de resursă umană pe această zonă de vămuire.